Bună dimineața! Am intrat în direct deoarece am o rugăminte foarte mare. Dați o distribuire puternică pentru a ajunge la cei 180 de români care sunt așteptați mâine de pe aeroportul Cluj-Napoca să vină către Germania Sparanghel. Dați o distribuire! Vă rog din suflet să dați o distribuire puternică, în masă. Eu sunt băiatul care am făcut filmulețele, eu am trimis absolut toate filmulețele. Vreau ca să postez, vreau ca să mai postez ceea ce se întâmplă aici. Am filmat pe foarte mulți români. Suntem 120 de persoane care efectiv suntem în pericol de a rămâne în stradă. Deoarece se întâmplă foarte multe lucruri aici. Vă rog, dați o distribuire ca să poată să ajungă la cei 180 de români. Mâine au avion de la aeroportul Cluj. Stați acasă, nu veniți la Sparanghel. Se întâmplă foarte lucruri urâte cu noi. Nu suntem bine deloc. Stați acasă, oameni buni. Este o doamnă, doamna Gina, care ea este translator, ceva de genul al lui dânsul, al lui șeful nostru, al lui Sparghel Paul, la care se întâmplă foarte multe lucruri. Uitați-vă în filmări ceea ce spune oamenii. Stați acasă, nu veniți. Înțelegeți? Stați acasă. Mai bine mâncați pizza cu un soare. Mai bine mâncați, să știți că mâncați o pâine și un cartof decât să veniți în străinătate. Vă rog, dați o distribuire foarte puternică. Nu pot ca să ies afară, doar în acest loc am semnal. Dar rugămintea mea este, stați acasă. Vă rog, distribuiți ca să vorbesc cu cei 120, cu cei 180 de persoane care sunt deciși ca mâine să se pornească de la aeroportul Cluj. Vă rog din suflet, stați acasă. Distribuiți ca să pot vorbi cu ei. Soția mea, din fericire, este acasă, Ioana Turdean, cumnata mea, este acasă. Dar fac acest live pentru persoanele care sunt decise. Domnul Florin, cum să nu mă creadă lumea din România dacă eu am pus niște filmulețe pe internet și are milioane de vizualizări? Nu sute, milioane de vizualizări. Dacă doriți, mai pun după ce încheie acest, acum o jumătate de oră, o oră, să nu mint, a fost la noi tot acea persoană respectivă care a spus că să ieșim afară și mai multe. O să vedeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă. Problema lor, care nu crede problema lor. Eu știu că lumea nu mă crede, din păcate, dar îi stric problema lor, deoarece eu vreau ca să fac, să trag, nu știu cum să vă spun, să trag un semn de alarmă pentru persoanele care mâine sunt decise să vină în Germania. Vă rog, dați o distribuire să fie cât mai multe persoane să ajungă la cei 180. Oameni, stați acasă! Servus, Slavia, sunt foarte mari probleme aici, probabil ai văzut și tu pe net ce am distribuit și încă mai distribui. Am luat și interviu de la lumea respectivă de aici. Dacă doriți, vă trimit și în privat, nu-i problemă, numai nu am conexiune la internet. Pe ce program a apărut la știri? Auzi că am apărut la știri în România, Mâncața și Nimata. Vezi că a apărut la știri. Pe ce program? Florin, aș veni și în Spania la muncă, dar sper că nu este. Noi suntem 122 de oameni, dacă vreți. Dar dacă ies afară, să vă arăt persoanele care stau afară, pe scaune, pe câmp, mi se duce conexiunea la internet. Vă rog, distribuiți, vă rog, distribuiți, vă rog, distribuiți. Dă-mi un par cu apă, te rog. Dă-mi un pic de apă, te rog. Un par de la... Numai, vă rog, dați distribuiri. Bun, la Canal D. Am vorbit cu o doamnă, la Asta e România, la Canal D, că m-a sunat.
și-a spus că ne ajută prin intermediul ăla, că am dat un interviu, a spus că ne ajută ca să spuneți, ca să venim acasă. Vă rog din suflet, dați o distribuire. Sunt 180 de oameni care vor să vină aici. Dacă vine aici, e problema lor. Vă rog, dați distribuire. Da, slavă lui Iisus. Zice omul ăsta care am vorbit noi, te-am întrebat dacă ai vorbit cu unul Marian. Că este, eu știe pe doamnă ce lucrează la bucătărie, că și carne la cuptor și de ele. Și am înregistrarea unde el îmi spune că... Uitați, chiar acum îmi trimite cineva pe Messenger în privat, numai puțin că vă spun numele. Bela îl cheamă și mai îmi trimite, dar din păcate nu pot. Dacă ascult, probabil poate asculta și voi. Minte lumea din România, fiindcă ar fi ceva că carne la cuptor și nu știu ce. Știți ce, mă, oameni? Stați acasă! Știți ce se întâmplă aici când vii? Nepotul dumneavoastră, Beni, domnul Florin, are număr de telefon, are tot. Probabil că mi-ați lăsat dumneavoastră, dar nu am conexiune. Pe cuvântul meu, dacă am conexiune. Bun, hai să vă explic ce mi s-a întâmplat. Mie în România mi s-a promis așa, 13,30 € la oră. Când am venit aici, a fost total invers. Avem 65 de cezi la kilogram. Suntem tratați ca niște sclavi. Suntem vânduți de domnul Iohannis, probabil, nu știu de cine, din ministerele, din deputați. Habar n-am ce combinații au ei, dar noi suntem efectiv vânduți. Înțelegeți? Mă sună oamenii că vor să ne ajute cu bani de mâncare. Domnul Iisus să-i binecuvânteze, dar bă, dați-mi pași, mă, să vorbesc aici, vă rog frumos. Dacă vreți, hai, dar și voi vorbiți să vă audă oamenii cei. Avem 1100 și ceva de oameni. Hai, dați aici și să stați să vorbiți cu ei, dacă vreți. Nu vor lumea care-i rușine pe live. Eu chiar vă rog din suflet, distribuiți ca să poată să ajungă la cei 180 de oameni. Au venit Mircea, au venit... Florin, Mircea, Dorin, au venit Sol, au venit absolut toată lumea, nu ne bagă nimeni în seamă, suntem vânduți ca niște sclavi. Păi dacă președintele nostru României este neamț, ce vrei să fac? Munca nu este cam grea, vă spun sincer din suflet, dar nu se găsește sparanghel, oameni buni. Nu găsești, bagi în bilon furca și nu scoți absolut nimica. Faci 7-8 kg la zi. Păi vă rog, mă duc să beau puțină apă, vă rog să distribuiți. Să ajungă la cei 180 de oameni care mâine de pe aeroportul Cluj vin încoace. Un semn de alarmă trag către voi. Oameni buni, vă rugăm din suflet, noi care suntem 122 de persoane aduse printr-un avion privat, vă rog, stați acasă. Stați acasă! Bravo, ziceți-mă, oameni, să auziți. Stați acasă, oameni buni! Stai acasă! Să murim! Vă dați seama, mă, 120 de persoane să vină la muncă, mă duc să beau niște apă și iară stau cu ei să le zic, mă, cum să vină, mă, să moră de foame, ca noi, bem apă de la gâvetă. Stați acasă, oameni buni! Câta lumea nu văd ce e, mă, cine vrei, mă, dacă așa a fost, așa este, așa merim la pușcărie tău. Vă rog din suflet, stați acasă. La muncă, dacă vrei, bani, ok, buletinul trebuie să fie la tine. Asta e... Băi, oamenii s-au luat buletinele, nu ni se dă actele. Până ce nu plătim cei 300 de euro care e
prins, așa zice, că 250 de euro o plătit avionul. Și nouă ni s-o zis din România de domnul Nicolae Rusu, așa o cheamă, o zis de domnul Nicolae Rusu că e gratis transportul, că avem condiții, că bă, am zis, bă, nouă nu ne trebuie condiții, nu știu ce, la noi România cu boala asta ce e în lume, fraților, vă dați seama că am zis, bă, nu ne trebuie nu știu ce condiții. Atâta dacă puteți, acolo unde e o apă caldă, unde să dormim și să mergem la lucru. Nu mergem să furăm, nu mergem să omorâm oamenii. Să facem și noi un ban cinstit. Domnul Bela, vă rog, nu mai mă sunați pe live. Din suflet vă rog. Până ce nu închid. Vă rog din suflet, distribuiți oameni buni, să ajungă la cei 180 de oameni care vor să vină, să mă audă, să nu vină. Uite, aici e un alt om, hai. Stai cu lumea de vorbă. Stați acasă! Nu mai veniți în Germania! Nu mai veniți, vă rugăm frumos din suflet, stați acasă! Nu veniți la muncă în Germania! Stați acasă, vă rog să distribuiți ca să ajungă la cei 180 de persoane. Stai acasă. Da, Vasi, dar e mare problemă, că dacă vine poliția, atunci cine e aia, e problemă. Da, o venit poliția, fraților. Astăzi, azi dimineață, o venit poliția. Nu s-a întâmplat absolut nimica. Am zis la poliție că știu un băiat cât de cât germană. Păi da, dar știți care a fost problema? A fost problema că am chemat poliția, au venit cineva de la ambasada României. Trag un semn de alarmă către domnul Klaus Iohannis. Dacă a venit ambasada României și nu a făcut absolut nimica, nu ne-a băgat în seamă, care poate să ne ajute? Ioana a mai spus odată că Bianca nu este cu mine, e la Ogna Mureș, acasă. Eu am ăștia și cu pereții de aia. Bun, păi tu dacă, Florin, dacă tu ești la Sparanghel, înseamnă că eu nu mai sunt în Germania și nu sunt mai la Sparanghel și eu nu am pus videoclipurile. Mai am încă videoclipuri care să le pun pe Facebook. Azi dimineață au venit peste noi vreo 20 de bărbați, să nu mint, cam acolo vreo 15-20 de oameni care nu mai au zis că noi nu mai mâncăm, că nu știu ce, tot figuri de alea, oamenii sunt. No. Vă dați seama, noi vă rog distribuiți ca să ajungă la cei 180 de persoane care doresc să vină în Germania. Trag un semn de alarmă. Vă rog, stați acasă. Păi nu, omule, să vină aici, mă, săraci, mă. Auzi, mâine dimineață, m-au sunat niște oameni. Niște oameni, că le-au promis că să dă, auzi ce i-au zis, carne și nu știu ce, pui la cuptor. Poate domnul Bela mă vede, dar vă rog, dacă mă vede domnul Bela, să-mi scrie ceva acolo, ca să pot să-i răspund la întrebarea el care mi-a pus-o în mesaje. Din păcate, nu am... Am fost preluat de Antena 1. Auzi, mă, că și la Antena 1 am apărut mâncața și mi-e mata. Păi normal, frate, dacă... Îți dai seama, mă, omule, mă. Și bun, dar dacă ne-am apărut în România, la Antena 1, la canal de... De ce nu face nimic ca președintele României ca să putem... Ala, cum arăt eu, n-are cum să fie serioasă firma. Bravo, frate, eu știu, eu am venit aici, eu îi cunosc pe patron, eu sunt mână în mână cu ei. Asta e... Ciocan, asta este vrăjală? Crezi tu așa după tine că e o vrăjală? Lasă-mă, care vrea să vină, să vină, să vadă ce e aici, așa, pe merg acasă cu pe jos. Păi normal, mă, că râd, că oamenii aici, mă face să râd.
Normal, nu pot să nu zâmbesc, să nu vorbesc cu oamenii, nu? De ce îmi vine să râd, fraților? Îmi vine să râd pentru oamenii care vor să vină aici. Problema lor. Auziți, vă rog, distribuiți, dacă vreți, și oamenii... Păi normal că sunt niște jeguri. Bă, fraților, eu vă zic un lucru. Poate că mă credeți, poate că nu mă credeți, poate că credeți că zâmbesc, poate că credeți că problema voastră nu mă interesează, nu vreau publicități, nu vreau să ajung nu știu cine, nu mă interesează de nimeni. Dar trag un semn de alarmă. Pentru cei 180 de români care mâine sunt așteptați pe aeroportul din Cluj-Napoca, stați acasă. Dacă nu vreți să ajungeți într-o situație similară ca a noastră. Nu că, Constantin, nu că vine să ne ia locul pe mine drept să spun, nu mă interesează. Dar să nu uitați că am să mai postez încă, am să mai pun niște filmulețe, că am peste 100 de filmulețe în care spune patrona, spune șeful, neam, spune mai multe lucruri. Care înțelegeți german, o să înțelegeți voi ce e acolo. Păi normal că am plecat din cauza că... Uite, îmi zice doamna de la canal, de numai puțin. Două secunde, vă rog. Eu am vorbit cu doamna de la canal de... Și acum de vreo 5 minute am trimis niște filmări la doamna. Și am iară trimit, îi trimit filmările de azi dimineață făcute. Rugămintea mea este să stați acasă. Problema voastră, stați acasă. Da. Eu vă rog din suflet, dacă vreți, să stați acasă. Dacă nu, este fix problema voastră. Înțelegeți? Sincer, îmi pare rău de... oamenii care o să vină aici la muncă. Ok. Florea Pop. Ai plecat că nu-ți place munca. Dacă nu-mi plăcea munca, nu vineam la muncă. Doamna de la canal, de cum se cheamă, numai puțin. Teodora... Hai să-i văd tot profilul. Teodora Florentina Șut. De la asta e România. O să-i mai trimit, pe calea asta pot să-i spun că o să-i mai trimit încă niște filmulețe. Ce să pățesc? Oamenii ne țin cu japca și păs niște lucruri care, dacă vi le-aș explica, nu credeți. Nu. Mă, oameni, mă, voi vă dați seama ce comentarii îmi scrieți. Eu fac parte dintr-un partid politic și au spus de politicieni ca să zic lucrurile astea. Bă, voi sunteți nebuni la camă. Băi, fraților, voi vă auziți ce vorbiți, mă? Eu fac parte dintr-un partid politic. Bă. Doamna de la canal D, dumneata, te știi cine ești și poate că mă urmărești. Așteaptă 5 minute că se rezolvă. Ce bani de telefonie? Să
Uitați care e situația, aici apă caldă nu este, e frig în cameri, trebuie să dormim îmbrăcați. Nu sunt condiții, băi oameni, vă înțelegeți, mâncarea nu e bună deloc, nu dă mâncare. Ne-o tăiat mâncarea, cum ați văzut în filmare. Ce să... Bravo, stai numai puțin să văd ceva. Ovidiu Luha. Aha, răspuns pentru Ciprian Nergi. Nu apuc să citesc toate comentariile. Aha, acum am înțeles ce s-o scris. Eu nu fac parte din nimic, mă. Problema voastră. Păi nu ne dă voie, dacă vrem să plecăm, nu ne dă voie, că nu avem documentul, nu avem buletinele, sunt luate, trebuie să plătim cei 300 de euro. Am sunat la poliție, o vin poliția, nu rezolva nimic, o vin cineva de la ambasadă. Suntem vânduți, băi oameni, înțelegeți? De sclavul ăla, de președintele României. Ăla-i neamț, fraților, ce vrei să fac? Ok, acum vă las, o să revin peste o oră înapoi. Maria. Ai dreptate și îți mulțumesc pe calea asta că mă judecă lumea. Dar știți care este problema? Este problema că multă lume nu crede, știi? Și asta e cel mai urât lucru. Problema lor, poate să mă judece după față, că sunt negru, că sunt brunei, nu contează problema lor. Dar vă spun un singur lucru, am școala, sunt programator IT. Acum nu știu care dintre voi lucrați în domeniul meu, să știți ceea ce spun eu. Păi văd că numai jigniri, numai cădicei, nu știu ce. Stelian, te rog să-mi scrii în privat ca să pot să-ți dau numărul de telefon, că uit la câte persoane tot îmi scrie. Cristian, oare... Cristian Matei Cristi, oare este primarul nostru? Domnul Cristian Matei, să-mi scrieți că cine m-a vândut și că sunt nesimțit. Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc. Ok, ok, păi dacă vii tu cu televiziunea, eu am vorbit cu cineva de la ZN, nu știu cum. Păi eu am sunat, am vorbit absolut tot, dar nu a venit nicio televiziune. Numai puțin? Lica dinică, noi știți să furăm. Bun, suntem și hoți, nu e nicio problemă, să furăm, că toată România fură, toți românii din România fură și eu sunt un român care mă simt român și spun un singur lucru. La fel cum fură parlamentarii, fură și românii. Eu nu mă aleg cu niciun ban pe lună. Beni, o spus unul de-a tău că am făcut un live și o să să-l suni. Nu mai țin minte. Hai aici în live dacă vrei și zi. Ești nebun, frate, problema ta. Ok, hai că acum două secunde. Fata mea, dă-mi pixul ăla, te rog. De la tine, din geantă. Un minut, că vă dau numărul acum. Bună.
Dau o minute, că acum vă scriu numărul. Vă rog din suflet, distribuiți să ajungă la cei 120 de persoane care în moment, 180, pardon, care se uită. Vă rog din suflet. Vă rog să distribuiți. Acest este numărul meu. Acesta e numărul meu. Se vede? Vă rog să scriți dacă se vede. Mai multe, să uită. Mai multe. Uite la domnul Cristian Matein și mi-a scris. Că de cine a fost vânduță? Ce zice? Acesta este numărul meu. Îl vedeți, oameni buni? L-am pus cum trebuie? Dar dacă vreți... Următorul, Ionel Alăcătuș, ce ați pățit? Am pățit faptul că am venit din România și ni s-a promis altceva și din păcate nu e același lucru. Nemții, germanii minte cu nerușinare că o să, dar din păcate nimica. Să înțelegeți. Vă rog distribuiți. Două secunde să-mi aduc niște apă. Vă rog să distribuiți. Să ajungă la cei 180 de persoane și vă rog să-mi scrieți aici pe live. Marian, cine e Ciprian? Ciprian Moga. Vă rog din suflet, nu mai mă sunați. Da, ăla e, bravo. Ăla e numărul. Vă rog din suflet, distribuiți. Nu contează, frate, dar zic condițiile la oameni. De ce să vină și 180 de inși? Corect. Da? Să fie rușine, să nu zic la oameni ce se întâmplă. O zis unul de atât pe live, că te-o suna, că nu știu ce. Azi dimineață la păstă. Tu-ți dai seama, mă, să nu avem... Apă de la de asta să bem ouăle, pe e desastru. Dar asta e greșit, chestațiile ce fumezi. Voi fumați, nu fumezi, eu sunt pericostal, frate. Vă rog din suflet să distribuiți cât mai multe persoane pentru cei 180 de persoane care vin de la aeroportul Cluj. Stați acasă! Încă mai sus sunt de sechestrat acolo. Nu era să se pune. Păi n-ai văzut, mă, ia vechi din partea aia ce-au făcut, mă? O zis că ei aduce țolul. Au venit patru mașini de polițai și n-au făcut nimic, mă? Păi înseamnă că ăștia sunt mână în mână, mă, cu miliția, mă. Să mor eu dacă nu auzi ce mi-a scris unica, mă, pe lua. Antena 1, dacă dați de la știri și te rog să rezolvă nimica, cu ce plecăm noi de aici, frate, acasă, mă? Mă, zic, ce-s bun? Pe jos. Mergem pe jos cu avionul. Pe jos cu avionul. Iaiurea, frate, credeți-mă, vă rog frumos. Mergem pe jos cu avionul. E imediat, ești mort. Problema voastră, fraților, dar eu de-aia fac lucrul ăsta ca cineva să mă ajute să plec acasă la familia mea. Ionela... Lăcătuș, deja oamenii vorbesc aiurea, că văd că vă contraziceți voi între voi și pe live vorbiți mai multe prostii, dar vă rog, care credeți ceea ce spun? Păi vedeți, domnul de la PNL, Ciprian Moga, dacă nu știți despre situație, vă rog din suflet să nu mă judecați după aspectul meu la care am intervenit pe acest live. Am intervenit pe acest live deoarece să nu vină oamenii adresa. V-
vă rog din suflet, eu fac acest live pe o cale ca să nu vină acei 180 mâine de pe aeroportul din Cluj-Napoca. Am sunat Ionela la poliție, dar nu s-a întâmplat nimic. Ștefan Stoica, stai mai puțin să citesc. Normal, normal că știu, dar numai puțin că trebuie să... Vă rog pe live. Vă rog, nu mai mă sunați pe live. Păi și normal că eu... numai puțin. Ne-am venit la muncă, nu? N-am venit la furat, poate mă după față spuneți că-s hoț, că-s criminal, problema dumneavoastră, ceea ce spuneți. Dar eu spun un singur lucru. Nu ne-a dat buletinele. Vă spun un singur lucru. Eu iubesc o femeie care azi mâine o să-mi vină un copil. Are 7 luni nevasta mea, la care eu de aceea am venit să muncesc pentru soția mea și pentru viitorul meu copil care vine pe lume. Și mai am 2 fetițe de crescut, una de 14 ani și una de 11 ani. Care îmi trebuie bani. Și de-aia am venit la muncă să fac bani. Adresa este... Numai puțin, dă foaia să zic adresa. La ce adresă? Dă-mi puțin. Prima. Prima, că pe ele nu scrie. Hai, Lena. Uitați, asta e adresa. Care aveți așa ceva, contract, nu veniți la muncă. Așa zis sub contract. Acolo am venit din România, mă. Vă rog din suflet, ascultați-mă, care aveți asemenea contracte, să știți că sunt cele mai naspa contracte făcute vreodată, care nu are nici poliția ce să le facă, sincer. Să întorc foaia. Păi foaia e dreaptă. Mă sună lumea pe live. Păi cum să întorc foaia, frate, că e dreaptă. Eu nu înțeleg ce vedeți voi. Problema voastră, dar uitați, e dreaptă. A, să o întorc așa să vadă mai bine, nu știu. Sau așa. Da. Este ok așa? A, mă, nu se vede bine. Nu. Băi, oameni. Vă rog din siflut... Din suflet. Dați distribuire casă. Păi normal, dar nu știu, internetul nu merge bine. Vă rog din suflet, dacă cumva doriți, când distribuiți, scrieți așa, băieții care se află cules de sparanghel, face un apel pentru toate persoanele care dorește mâine dimineață, care vine în coci, să stea acasă. Ok, haideți că acum... Ok, o secundă. Scriu codul postal. Scriu codul postal unde ne aflăm, ok?
Adresa, codul poștal, acum l-am scris, să vede. Vă rog din suflet, stați acasă. Nu veniți în Germania la cules de sparanghel. Totul este o țapă pentru a-și face bani. Statul german le oferă la statul nostru din România milioane de euro, care noi am fost vânduți ca niște sclavi, pe niște foi, care nici mâncare, nici bani de mâncare nu ne oferă. Vedeți? Pentru astea am fost vânduți. Am venit în Germania pentru a lucra, unul la mână, doi, pentru a face niște bănuți, trei, pentru a fi oameni cinstiți. Toți avem familie acasă. Păi toată lumea, domnul Mihai sau numai puțin, Soare Mihai, toată lumea mă jignește, e problema lor. Nu mă interesează, e problema lor. Câte persoane sunt aici, 3-400, nu mă interesează. Domnul Nicușor, nu am cum să fac absolut nimic, multă lume îmi scrie. Vă rog, scrieți-mi în privat, nu contează. Mulțumesc. Eu am o rugăminte la toate persoane. Păi odată am scris acolo, domnule, ce mai? Hai că vă scriu acum și orașul în care suntem. Am scris orașul unde suntem. Vă rog din suflet, dați o distribuire ca să poată să ajungă la cei care vor să vină în Germania, la muncă, la cules de sparanghel. Nu veniți, stați acasă. Păi am scris, Nicușor, în ce ora suntem, în Hoiergana. Eu sunt de la Ogna Mureș. Din România fac parte din Ogna Mureș. Județul am sunat la poliție, dar mă sună, vă rog, nu mai mă sunați pe live. Ok, cum dacă vouă pe foile astea scrie că bă, o să fiți plătiți la oră 13 euro, o să fiți plătiți la oră 13 euro 30. Bun, vă omule, hai să merg, nu-i 13 euro 30, ok, ne dăm 100 bani, bine. Asta e viața, munca e grea la câmp, dar corect, nu-i pentru toată lumea munca la câmp. Hai să plecăm, nu, acum eu cu familia mea, 6 persoane, ne-am suit în avion. Am venit în Germania, la care aici în Germania, prima zi am mers la muncă, a doua, a treia zi, a patra zi am mers la muncă, o săptămână am mers la muncă, dar din păcate, după o săptămână când am mers și m-am înregistrat acolo cu cardul, că ne-a dat o legitimație, dar acum am luat-o. O dat o legitimație și pe legitimația respectivă scrie că am făcut doar 39 de euro. Bă, frate, într-o săptămână? Vă dați seama? Nu înțelegeți multă lume ce se întâmplă. Eu nu știu dacă culege careva 20-30 de kilograme, cum să specifică într-o oră. Dar eu, sincer, pot... Nu mai vă sunați, vă rog, pe live. Dar eu, sincer, pot să vă zic că pe un bilon, pe un câmp, sunt bilone, care știe ce zic. Pe un rând de vreo un kilometru jumate nu găsești doar 3-4 kilograme. Dacă găsești. Și faci rândul ăla în 3-4 ore și găsești un kilogram, 2-3. Maxim, toată ziua, de dimineața până seara, 15 kilograme. Și cu 65 de cenți să vă închipuiți, nu? Cam ce îi. Știu că nu e normal ca să ne ia buletinele, dar din păcate asta e situația. O la buletinul sub... Ionela, te rog să-mi scrii în privat, Lăcătuș, pentru că
tot trece și nu pot să citesc, că sunt foarte multe comentarii. Nu am făcut contract în Târgu Mureș, Nicu, l-am făcut la Cluj. Bine, l-am vorbit de la Cluj și mi-a venit prin fax, de la Arad. Ok, problema voastră, sunteți aproape 500 de persoane, sper că dintre voi sunt și oameni buni, nu doar critici. Eu ce vă spun, mai mă sunați pe live că să pot să vorbesc, că sunt foarte multe persoane care vor să ne ajute. Din păcate așa, avem nevoie de 300 de euro de persoană și sunt vreo 100-122 de persoane, suntem care avem nevoie de 300 de euro să ne scoatem buletinele. Numai puțin. Avem nevoie pentru a putea să ne scoatem buletinele. Avem nevoie de 300 de euro de persoană și din păcate nu avem. Da, cei care vor să ne ajute ca să venim în țară, că sunt între voi și oameni cu inimă bună, acesta este numărul meu de telefon. La multă lume le rușine ca să apară, dar eu am zis că mă, dacă unul dintre noi trebuie să aibă tupeu și să lase rușinea deoparte. Stelian Stoica, scrie în privat și acolo îți dau mai multe detalii. Cei care îmi cer numele, vă rog să intrați în privat, că vă dau foarte multe detalii. Numărul să se vadă. L-am scris într-un comentariu de-a meu, l-am scris acum. Raisa Alexandra Luminița. Te rog din suflet, sună-mă peste 5 minute. Uitați, ăsta e numărul meu de telefon. Ăsta e numărul meu de telefon.